care îi face parte din înregistrare contabilă și se duce la societatea care îi ansamblează, îi face partea financiară și auditul financiar, în rest, nimeni nu îl deranjează. Așa. Dacă vine, vine cu un sistem integrat, vin cu toții, verifică, așa, dau, eu știu, temele de lucru, dacă sunt, în baza constatărilor făcute. Și atâta tot. Și nu răspunde fermierul. Nu răspunde directorul general al societății. Răspunde acea societate de consultanță, care îi face audit. Vom mai avea până să ajungem la acolo. Deci, vom avea de suportat. Într-adevăr, notăm avem cu corporație, cu foarte multe cioate, cu foarte multe mizerii, dar sperăm să trecem. Deci, stimați colegi, aș avea rugăminte de la dumneavoastră ca întâlnirea să fie mai eficientă, să puntați concret care sunt măsurile pe care vreau să le întrebeteți pentru ca activitatea economică și de afaceri să fie să îmbătățească în municipiul nostru. Concret, la obiectul. Putem discuta orice, dar aș vrea ca întâlnirea să se încheie cu niște măsuri care sunt ca îmbrădățeană cu ideea afacerilor locale. Domnul Sârbu s-a spus. Vă rog. Este că mai tare, mai tare, mai tare. Și întrucât acum, de vreo 3 ani, vezi și ca președinte local, aș vrea să vă spun că eu cred că la nivelul municipiului Bașcan este mult mai dificil să mulțumesc de toată lumea, să mulțumesc oamenii de afaceri, să mulțumesc oamenii de rând. La nivelul municipiului Bașcan, oamenii care au nevoie de ajutor și trebuie să ajutați de Consiliul Local. Sunt mult mai mulți ca în alte părți, datorită faptului că și afacerile sunt mult mai mici. Bugetul local, într-adevăr, 60% din bugetul local, poate mai mult, vine de la oamenii de rând, dar cred că mai mult dacă se duce tot la ei, prin școli, prin școli, prin sănătate, prin, eu știu, cultură, învățământ, banii pe care primăria îi dă în fiecare lună sau în fiecare an, pentru că fără aceste lucruri nu se poate face, nu se poate merge mai departe. Această schimbare a destinației fondurilor din bugetul local nu se va face peste noapte. De mâine se hotărăște la municipiul Pașcani să schimbe fondurile. Aceasta se va face în timp, odată cu creșterea nivelului de trai, odată cu revenirea celor care sunt plecați afară la muncă, speranța stării, să revină cu acea înapoi, să-și deschidă alte afaceri, prin care să crească municipiul, altă soluție și soluția cea mai ideală la ceea ce sunt drepturile europene, dar care, probabil, la ora actuală se face destul de greu. Și datorită celor din conducerea centrală care au înființat diverse fel de posturi cu salarii care depășesc ce salarii pot să aibă, în niciun loc de afaceri care are o afacere normală în Pașcani, nu câștigă atâția bani. Firmele din Pașcani, ca să reziste și cele care au rezistat aici în Pașcani, fie au accesat fonduri europene, fie au făcut afaceri cu statul, unde au câștigat foarte bine, fie au făcut afaceri cu primăriile, unde au câștigat foarte bine. Este foarte greu să reziste în mediu de afaceri ca municipiul Pașcani, într-un sistem concurențial liber, fără a avea anumite facilități. Facilitatea de la Consiliul Local este foarte greu să fie, pentru că foarte mult se pune accentul pe impozitele și taxele sunt se dau oameni de afaceri. Pentru că trebuie să fie doar în toată lumea, din altă parte nu este business. Trebuie găsit o soluție de mijloc între a încasa taxe și impozite și modul lor de folosire. Nu poți. Sunt foarte mulți oameni din municipiul Pașcani care nu s-au descurcat de economia de piață. Trebuie să-i ajuți. Sunt poate cei tineri pleacă peste graniță. Vedeți că mii de oameni, mii de tineri de municipiu au plecat afară. Cei care sunt în vârstă, ce putem să facem cu ei? Trebuie administrația locală să-i ajute cu fonduri, cu ajutoare și așa mai departe. Acești bani vin tot de la mediul de afaceri, cu parte din ei, alții vin de la guvern, alții vin prin ajutoare de cultură, prin tot felul de taxe și impozite. Este foarte ușor să critici, este foarte ușor să spui ar trebui făcut ceva, ar trebui făcut altceva, dar e foarte greu să mulțumești pe toată lumea într-un oraș ca Pașcani. Una este să fii la Iași, unde populația este de 10 ori mai mare, dar veniturile municipale
cresc exponențial, nu cresc de 10 ori mai mult. Dar Iași are tot de 10 ori mai multe școli, toate ca Pașcani. Deci, cheltuielile lor, vis-a-vis de acestea, cresc proporțional cu numărul locuitorilor, dar venitul de municipiu Iași cresc exponențial față de față. Prin alt mediu de afaceri, prin alte taxe, alte impozite încasate de la mult mai mulți contribuabili. Deci, ca să ajungem la o soluție de mijloc, trebuie lăsat și la unii și de la alții și văzut ce se poate face, pentru că simplu o să fie și nici peste noapte nu o să fie rezolvat problemele acolo. Vreau să vă mai deschid un pic, mai puțin, vreau să fac un lucru. Trăim într-un mediu concurențial. Deci, ca și municipiul, municipiul Pașcani, concurențial, alte municipii s-au foarte localități. Am experiența de consilier local de câțiva ani. Eu, un consilier local, am mai discutat problema. Vreau să vă spun și dumneavoastră. Fiecare localitate a creat un climat mai favorabil pentru mediul de afaceri și mai puțin favorabil. Și de aceea trebuie să ne gândim și noi că dacă municipiul Pașcani oferă un climat favorabil, mai favorabil mediul de afaceri, atunci investițiile vor veni către Pașcani decât să se ducă în Târgu Frumos sau să se ducă în Târgu Neamț sau să se ducă în Roma. De aceea trebuie să urmărim în permanență ce se întâmplă în localitățile vecinate, ce se întâmplă în Moldova. Și noi, cei de la Pașcani, să creăm. Există prin pârghiile în care se pot, în limitele legii, să creăm.